Ordonanța militară 11, prezentată luni seară de ministrul afacerilor interne Ion Marcel Vela, a fost publicată în Monitorul Oficial, intrând astfel în vigoare. Primul punct pe care doresc să vi-l prezint este legat de suspendarea zborurilor către Spania și din Spania către aeroporturile din România. Este continuarea suspendării care expiră astăzi și este valabilă până în 14 mai inclusiv. Al doilea punct este legat de exceptarea de la măsurile de carantinare sau izolare în funcție de simptomele COVID-19 pentru personalul navigant, fluvial și maritim care vine din porturi sau țări catalogate ca zone roșii sau zone galbene, în ipoteza în care acest personal navigant nu prezintă simptome COVID-19 și se încadrează în măsurile anunțate în ordonanțele anterioare, nu este obligat să intre în izolare dacă vine din state de culoare galbenă sau carantină din țările roșii. Vreau să precizez că această măsură este sinonimă cu cea adoptată pentru piloți și echipajele aeronavelor sau pentru șoferii camioanelor care transportă marfă. O altă decizie luată astăzi, care cred că aduce bucurie în orașul Țăndărei și în județul Ialomița, a fost aprobată solicitarea Comitetului Județean pentru Situații Speciale de Urgență Ialomița de a ridica măsura de carantinare pentru orașul Țăndărei, județul Ialomița. Dragi români, peste câteva zile se încheie starea de urgență și vom trece în starea de alertă. Premierul Ludovic Orban a declarat că joi va fi adoptată o ordonanță de urgență privind măsurile din perioada stării de urgență care vor fi valabile și în starea de alertă. Guvernul a adoptat luni proiectul de lege privind starea de alertă și l-a trimis Parlamentului pentru dezbatere și aprobare în regim de urgență, astfel încât din 15 mai să poată fi aplicate legal restricțiile în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului.